Ce ai mă frate, te-ai scrântit? Lasă-mă frățioare, că e semn rău ăsta. Ce semn nebunule, semn de demență senilă. Lasă-mă frate, că eu știu mai bine ca tine. Salut! După cum bine știți, v-am promis că astăzi revine nebunia lui Sandel. Mă ce naibii am? Mă scuzați, am vrut să zic baron local. Și evident că ultima dată Sandel era pus pe fapte mari, cum se spune. Naibi, se ia de boboc aiurea că nu-l ținea pe Andu sub control. Și normal că nebunul nu se oprește aici. Începe să-mi și pe bec la 13-14. Acum na, eu plec de acolo. Dar credeți că Sandel se oprește la bec? Nici vorbă. Începe să facă mișto și de în prin intersecție. Nici el nu știa de ce, dar cum Sante apare cu ducesa, ce credeți că face unchiul Sandel? Evident, se ia la harță și cu ăsta mișcară ca maniacii de zile mari, dar până la urmă se temperează spiritele. Nu mult, evident, că imediat ce ajungem în părculeț, Sandel se ia la harță iar cu bec. Nu venea să cred, sincer. Acum evident că toată treaba asta nu se putea termina cu bine și cumva reușe să pac fetele, care pleacă din părculeț și mă lasă cu ochii în soare. Dar cum stăteam cu Marian la scara mea de bloc? Când mă uit, mi se pare că-l văd pe Bogdan și pe Paulică. Și după cum bănuiți, eu val vârtej, trebuia să fiu sigur. Dar când ajung la scara lui Nicu Nimeni, nimic, paranoia, vă jur. Acum totuși trebuie să fac și eu un anunț. Începând cu următorul episod, o să mut ora de postare. Cel puțin o vreme, de la 15.30 la 17.30. Mă ajută și pe mine puțin treaba asta cu verificarea clipului. Mai ales că în ultima perioadă am postat clipuri mai lungi și destul de des. Și evident, nu uitați, o abonare și un like la clip mă ajută enorm cu algoritmul. Jinxi se ascunde și el prin clip, targetul de 75.000 se apropie pe zi ce trece. Ilie Frățu frățioare, am luat-o pe arătură. Ilie, evident, nimic. Naibi, am ajuns să-l văd pe Bogdan peste tot și până la urmă mă decid să merg și eu în părculeț să văd ce se întâmplă pe acolo. Dar ce să vedeți? Era Sândel și Bec care ținea un cadou. O, Bec, dar nu trebuia frățioare. E pentru mine? Iar vorbește aiurea mă. Remi, ușurel frățioare, că îl super pe șeful. Tu să taci, mă. Ce ai mă, iar șifonat? După tot ce am făcut pentru voi, m-ați lăsat așa amanet. Ia, ce mă, Remișor, te-ai supărat? Zi mersi că nu-l pun pe ei. Ilie să te îndrepte. Ce vorbești, mă? Hai, gata voi doi că m-ați plictisit. Zi, mă, nebunule, ce faci cu ăla? E ziua lui Ducesa. Oh! la mulți ani, frate. Mersi. Sândele, ce vrei, mă? Mergem și noi? Normal că mergem, ce ai? Nu ți era clar? Ce să faceți voi, mă? Marș de aici. Frățioare, eu am încercat. Da, vezi, animalul e sălbatic. Clar, asta e. Cât se -am face, bos? 18. Ce, mă? Cum 18? Acum, puțin context pentru voi. Ducesa a renunțat la școală o perioadă din cauza la o situație medicală, ca să-i zic așa. Și a fost plecată din țară pentru tratament. Din cauza asta și era colegă și bună prietenă cu Diana. Și da, știu ce v-am răspuns. Sunt comentarii. Eu mereu răspund la întrebări în funcție de unde am ajuns cu povestea. Nu o să dau spoilere niciodată. Majoritatea știți deja asta. Da, frate, 18. Cred că vin vreo 2 300 de persoane. Mergem mai mulți, inclusiv familia ei. Plecăm 3 zile. Și pe frații tăi nu-i chem? E egoist, frățioare. Ce vorbești, mă? Că e mult. Știu, frate, se duce să bea, să mănânce. La noi nu te gândești. Nu e așa, Bec? Da, ce vorbești, frate? Că Bec al nostru deja a plecat. Nici nu ne mai băga în seamă. Bă, frate, dar arogant a devenit asta mă. De când a plecat Bogdan, vă că și-a mai revenit. Auzi, mă, mi s-a părut că l-am văzut pe fraier. de am venit în coa. Păi și, cred că mi s-a părut naibii. Deci, în alte cuvinte, nu ți-a fost dor de mine. Bă, da, cum să nu? Vezi că te pleznesc. Altceva că e expirat asta. Să vezi ce te expir eu pe tine. Elie, rupe picioarele. Te rog eu. Din ăsta-mi ești? Bine remișor. Să ții minte asta, Săndele. Ilie e șeful la toți. Lasă, că astea trei zile, al meu ești. Dut te mă de aici. Auzi, ne vedem aici în vreo oră jumate. Mm, de ce? Lasă că vezi tu. De ce? Nu ai încredere în mine? Și na, fraierul pleacă până la urmă. Eu rămân așa blocat, dar am zis să profit de ocazie să mă duc acasă să mănânc și eu ceva. Eventual nu bătaie. Ilie frățioare, ce facem mă? Mergem să vedem ce vrea să îndel? Atâta tot. Ține cont că e nebun. Ilie evident, nimic. Și acum să fiu sincer cu voi, chiar dacă eram foarte bun prieten cu el, nu aveam conexiunea pe care o avea Alex. Adică Naibi țin minte, câteodată ajungeam la scara de bloc și îl găseam pe ăsta cum vorbea cu Ilie fără pauză. Bă Ilie, îți zic, e Caterin că rău frățioare. Trebuie neapărat să te uiți la emisiunea asta. Vezi că e pe la 8 seara. Homă, oh, nebunule că mă doare capul pe mine. Ce vrei boss, că el ascultă, nu ca tine. Dacă îți dau o palmă, îți faci somnul de după amiază. Iauz, ți-a dat șmecheria pe afară. Ce n-ai bifacezi mă? Îi povesteam un episod lui Ilie. A, ah, deci în alte cuvinte, îl plictisești. Taci că ești prost. Ilie, marș în casă că te caută măta. Acum, da, nu am vorbit despre tatălui Ilie și sincer. Nu am vrut Hai mai repede, nu mai te uita așa la mine ca un prost Eu cu Alex fierbeam de nervă, dați seama Ce noroc am avut și eu în viață să am așa copil Auzi bre, dar tu nu ești întreg la cap sau cum Pleacă de aici că te bat și pe tine Eu zic să ai grijă bre pe unde mergi Ca să ne înțelegem, se simțea băuturica în respirație de la trei blocuri Ilie am zis marș în casă Dar ce să vedeți fraților, că uite-l pe Alex al meu Cum zboară direct spre tasul lui Ilie și se aruncă frontal pe fraie Evident fără efect. Omul era și el munte, vă dați seama. Dar instant se bagă și Iliușca. Ce mă, ce o să faci? O să dai intactul sau cum? Hai să te văd. Acum, sincer, îmi e și silă să încerc să reproduc cuvintele care le adresa lui Ilie. Nu mă lasă sufletul. Bine că au scăpat de el. Un ratat și un bețiv. Să mori eu, frate? Nu ești întreg la cap? Dă-l mă încăcat. Cum să vorbească așa ură cu fisul? Să zică mersi că nu-i dau cu ceva în cap. Puteți să ziceți ce vreți de Alex. Dar mai avea și el momente din astea, rare cei drept, în care erai mândru să-l ai ca prieten. Și din cauza asta vă spun că legătura lor era mai puternică. Bine mă Ilie, hai să vedem ce vrea nebunul ăla de sandel în părculeț. Și na, după cum vă puteți imagina, plecăm spre sandel. Dacă ne ajungem acolo, ce să vedeți? Mare adunare. Câțiva băieți de-a lui sandel, venise și Bobo cu câțiva. Naibi, nu mai încăpeam în parculeț, dar nu era sandel. Ce zici, Remi? Ce naibii se întâmplă, frățioare? Am primit invitație în parculeț. Mm, da, Vă că nu e singurul. Tu ce faci? Lasă-mă cu vrăjeala asta că încă sunt supărat pe tine. Ai încercat ca să mă șacalizezi. Crezi că am uitat? Ce-ți mai place să exagerezi? Du-te-mă de aici! Chiar așa fraier mă crezi, Îți zic sincer, doar glumeam. Înainte vei încredere mine. Bravo mă! Ce mă! În sfârșit, ai zis și tu ceva corect ce anume. Aveam! Acum să fiu sincer cu voi, la câți erau pe acolo, dacă nu eram cu Ilie, nici că mai intram în parculeț. Dar între timp, ca o floare, apare și Sandel. Așa, bine că ați venit cu toți aici. Era cazul să arătați puțin respect față de șeful vostru. Ce are ăsta, mă? Era băut? Tot ce se poate. Ce, că e clar, ești nebun? Liniște că mă deranjezi. Vai, dar mă foarte scuzați, domnul Sandilou. Ce ai zis, mă? Nu am fost eu, a fost Ilie. Gura că mă iau și de tine imediat. Așa, acum că e bec plecat la nuntă, parcă era ziua de naștere. Mai mai contează, cum ziceam, e plecat, asta mă face liderul suprem. Băremi, ăsta e mai prăjit ca mine. Ce vorbești, mă? Tu ești șeful la asta. Și eu consider că lucrurile sunt prea relaxate în zona asta. Uă, jos comunistul. Care a fost, mă? Toată lumea panică totală, vă dați seama. Dar nu mă puteam abține, era prea comic. Tu chiar vei să mănânci bătaie. Taci că ți-a plăcut. Uite-l ce nervos e, se uită în jur ca disperatul. Zi, mersi că nu i-am zis că ai strigat tu. Atât îți trebuia. Păi ce făceai, mă? A, nimic, doar te ține minte. Clar. Fără să vreau? Aveam o sinergie cu Boboc? Fantastică! Chiar dacă nu-l suportam. Din nou! Unde e Boboc? Da, frățioare, te ascult. Ești mult prea agresiv. Las-o mai moale, că nu e bine. Ții minte cum zic eu mereu. Ai grijă de sănătate. Am înțeles. Că dacă nu, iar trebuie să vin să te execut. Nu cred că e necesar asta. Eu zic că trebuie să dau un exemplu. Adică, stai așa, unde e Iliescu? Nu știu, frățioare, că nu-l văd. Adică, refuză să apară când îl chem? Să nu exagerăm, frate. Auz mă, Remi, că tot ești pus pe glume. Ce frățioare că nu? am făcut nimic. Taci că știu că tu ai strigat jos comunistule. Îmi pare rău, te rog, nu mă rupe. Te duci să mi-l aduci pe Iliescu. De unde că ca să-l iau pe ăla? Te descurci? Ce vorbești, mă? Am zis vale. Aici avem comentariile din clipul anterior. Nu uitați, e loterie, 40 de comentarii alese aleatoriu și până una alta rupe și voi butonul ăla de abonare și like la canal. Mersi. Și na, vă dați seama că mă duc spre scara lui Iliescu. Sincer vă spun, cred că sunt del băuse vreo 2-3 beri în pauza aia. Ce faci, mâne bunule? Bine, frate pe ei și eu. Vezi că te caută sândel. De ce? A luat-o pe arătură. E adunare mare în parculeț. M-a trimis să te aduc. Păi și de ce mă vrea pe mine? Ești nebun? Crezi că sunt capabil să citesc în stele? Nu știu, frate. Păi hai să mergem. Eu zic să fugi. Dar na, tu știi mai bine. Și după cum vă puteți imagina, mă întorc înapoi cu ăsta în părculeț. Ia zi, boss. de ce n-ai venit în parculeț cu restul? Nu am știu, frățioare. Adică mă faci prost în față sau cum? Nu, frățioare, nu mi-a zis nimeni. Mie sincer, îmi era deja dor de bec, prea multă putere pentru sandel, i s-a urcat naibii la cap. Nu mai contează. Data viitoare te vreau aici instant. Am înțeles. Perfect. Așa, ca să lămurim treaba asta o dată. Ce treabă, că n-am înțeles. Și direct, castană la băiat. De ce mă întrerupi? Că te sparg. Sândele frățioare, ajunge, respiră, gata. Tu să taci, că ajung și la tine imediat. Aolo, și ce o să faci? Boboc, am auzit că încă-i faci probleme lui Iliescu. A, nu chiar. L-a închinuit așa puțin, dar în rest nu. Aha, Pei, hai să te chinui și eu acum. Pe bune, Sandule? Iar? Nu, frate, dar voi doi ori faceți pace acum, așa, ori mergem spre variantele mai extreme. Adică, voi doi împotriva mea. Acum eu eram în stare de șoc, cred că și boboc într-un fel. Sandel o luase pe arătură maxim. Deci cum facem? Pace, frățioare. Și gata cu scandalurile, da? Da. Perfect. Hai, Valea, că deja începe să mă enervați. Am înțeles. Și ia și fătălăii cu tine. Sigur că da. Și evident. Coia cu ea la sănătoasa Boboc cu băieții lui. Îți mulțumesc, Sandele. Ce ai zis, mă? Ce am făcut, frățioare? Pentru tine e domnul Sandu. Îmi pare rău. Tu ce mai stai pe aici? Hai, marș acasă. Săracul Iliescu nu știa acum să fugă mai repede. Așa, mă, Remi. Vezi? Uite cum se rezolvă problemele. Frere, ce ți-am zis eu să nu mai bei la prânz? A, deci tot cu tu pe o ai rămas. Mereu ești nebun la cap. Ia stai așa. Unde e Mădălin? De unde vrei să știu? Păi nu te duci tu cu ilies să-l aduci? Bă, dă mă, drecu. În niciun caz. Am zis marș animalule. Sigur că da, uite acum mă duc. Ia stai așa că te știu. Adică, tu te-ai supărat că ești mai fraier și nu știi de glumă. Așa, te duci ai acasă acum. Evident. Și mai zice lumea că nu poți dresa șmecherii. Frere taci! Ștefane, unde ești băiatul meu? Aici, frate. Așa, marci după mădălină la. Imediat, șeful. Sândele, ai luat-o bine rău, frățioare, pe arătură. Ți se pare? Profi de ocazie. Ce ocazie nebunule că te-ai prăjit? Să vezi tu ce liniște o să fie în cartier când se întoarce bec. Ce mă? Te-ai stricat, frățioare. Lasă-mă că știu ce fac. Nu mi se pare. Dar între timp apare și Mădălin cu Ștefan. Așa, frățioare, bine te-am regăsit. Ce s-a întâmplat, mă? A, păi ce faci, boss? Mă insulți așa gratuit? Chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat. Vii așa și mă scui printre felinare. Să calm, frățioare. Unde e Sucu? Am uitat. Hai, marș și după vorbim. Și vă dați seama, cu aia Mădălin la fugă spre magazin. Săndel îndel rângea pe o mustăți. Mă tu nu ești întreg la cap. De ce, frățioare? Păi de ce, Doamne, ferește, nu l-ai pus să vină din prima cu el? Păi dacă am asta, nu și învăța locul. Oricum știe. Taci din gură, cam am auzit că s-a luat de niște copii pe strada Iurea. Ce mă? Nu se mai permite așa ceva. Mm, da? Ia uite-l ce alergă înapoi acum. Mă, și adevărul e că avea ceva viteză, Mădălin. Bravo, frățioare! Așa îmi place de tine. Cu plăcere, frate. Poftim. De ce îmi dai mie asta? Vrei să mă otrăvești? Adică. Asta e cadou meu pentru Remi. Ce mă? Și uitați-vă la Mădălin cum vine și mi-aduce sticla de suc. Eu mă uitam ca prostul, vă dați seama. Așa, perfect. Acum că am lămurit și asta? Ți-ai învățat locul, nu e așa? Da, frate. Perfect! Și direct vărul Sândel zboară spre el. Îl pălește de mi-l aruncă pe ăsta câțiva metri. Dacă mai dă dragi în tine să te iei de copii, e nasol. Sper că m-am făcut înțeles. E o în stare de șoc. Mădălin fugea în pământul. BOS! Sigur nu ai băut prea mult? Nu, frățioare, dar unde e sticla de cola? Am terminat-o, mă, ce ai? Cum n-ai așa repede, mă? E, și tu acum. Bine, trebuie puțin context și pentru voi. Eu la viața mea nu am avut multe vicii ca să le zic așa. Sigur, fumatul a fost unul dintre ele, dar pe locul doi, mereu a fost cola. Și totul a început la 10-11 ani, ca să zic așa. Eram eu în casă și mă trezesc cu mama și Rudanski cum vin cu un bax de 24 de doze de suc. Eu nici nu știam ce sunt. Ce faceți, mă? Bine, Remi, am fost la cumpărături și ți-am luat și ție sucul ăsta. Da, asta e mai lipsea lui ăsta. Taci că te distrug. Hamă să te văd. Vă potoliți amândoi? Și vă dați seama că pleacă mama și Rudanski. Acum eu prima dată când am luat o doză și am gustat, am intrat în transă. Vă spun sincer, nu înțelegeam ce se întâmplă. Imediat am terminat o și am început o pe a doua doză. Și tot așa, am terminat 24 în mai puțin de 2 ore. Naibi, eram durasel prin casă. Tremuram de energie, vă spun sincer. Mi-a luat foarte mult timp să renunț la ea. Desfatul meu totul în moderat. Sper că m-am făcut înțeles cu lecția asta. Că nu e bine să bei? Ce vorbești, fraiere, că sunt trez? Du-te, dracu, cu Mă faci să mă jur, Remi. Nu am pus gura pe alcool astăzi. Păi și atunci de ce? Bei ăsta a devenit putoare. Și ăștia și-au luat un cap. Știi ce zic? Te înțeleg, frate, așa o leacă, dar na. Să vezi ce liniște și pace găsește când se întoarce. Ce liniște, mă? Că după ce ai bătut pe ăștia pe aici, o să fie dezastru. Lasă, frățioare, că știu eu foarte bine ce fac. Eu ți-am zis, mie mie că iar te la bătaie cu bec. Paulo frățioare, ce mă? Pisica, frate, ce mă, ce pisica? Paulo viața mea, ce mă te-ai scrântit la cap? Repede frățioare, fă trei pași înapoi. Boss, ce -ai? Pisica neagră frățioare, a trecut prin fața noastră. Bă, tu faci mișto sau cum? Dar aparent, Sandel avea o mare slăbiciune. Era superstițios. Ce ai mă, frate, te-ai scrântit? Lasă-mă frățioare, că e semn rău ăsta. Ce semn nebunule, semn de demență senilă. Lasă-mă frate, că eu știu mai bine ca tine. O văd iar, a trecut prin spatele tău. Ce mă? Unde? Acolo frățioare, vezi nu mă unde dar la apucă nebunia și panica păsta prin parculeț uite o frate a trecut iar fugea ca maniacul ăsta stânga dreapta prin parc mă tu faci mișto de mine no frățioare doamne ferește lasă că vezi tu mâine adică păi mâine te prezinți aici iar ce mă continuăm purificarea cartierului aolo începe să-mi fie frică deja nu ai de ce te învață unchiu să del tot dacă zici tu și na după cum vă puteți imagina am scăpat de nebun și am plecat și eu cu Ilie spre casă. Naibii, a doua zi îmi era și frică să mă duc în parculeț, dar nu mă puteam abține. Era prea comic, Sandel. Ce faci, barosani? Te-ai trezit supărat și astăzi? Da, Sandel, nimic. Părea chiar trist. Ce ai, mă nebunule? Nu vorbești cu mine? Lasă-mă, Remi, că nu am chef. A, Sandel e supărat. Da, frate. De ce fata lui tata? Bă, mă lași cu mișteurile astea ieftine. La cât mă chinui tu? Nu te las deloc, zici ai. Nu vreau să vorbesc despre asta. Pe ce facem, frățioare? Că rămăsese, lecții de viață, ale, ale, purificări. Ce căcat aberezi tu pe acolo? Păi ce a rămas ieri. Dar degeaba, fraților. Nu reușeam să comunic deloc cu Sandel. Și își face apariția, Boboc. Ce faceți, mă? Dar direct, Sandel, o ia la fugă din porculeț. Mă uitam ca prostul după el. Ce căcat. Ce are ăla, mă? Habar nu am, frate. E mai ciudat ca de obicei. Mm, da, văd. Tu ce faci? Toate bune? Da, aveam meditații cu el astăzi, cică. Interesant. Zici tu? Mai ții minte când te-am învățat să te bați? Știam fraiere deja. Da, 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 sigur. Hai că mă duc să văd pe unde bântuie ăsta. Auzi, mă? Ce boss? Fără glumă acum. Sândel e un bețiv recunoscut prin cartier. Așa, vezi că devine violent câteodată. Lasă că mai știu eu pe cineva similar. Baftă, hai noroc. Și n-a vă dat seama că mă duc după prost. Dacă ne ajung la Nicușor la scară, pauză. Zic ok, merg până în intersecție. La fel, pauză. Bine, cei drept, era mădălim pe acolo. Dar zic hai nebi la mine la bloc. poate îl găsesc pe fraier pe acolo. Și uite-l pe Sandel, palid la față, cum stătea ca o mie. Ce faci, mama maniacule, pe aici? Nimic, frățioare, nimic zici. Păi și de ce ai fugit din parculeț? Nu am fugit. Ești nebun la cap. Înseamnă că am halucinații. Exact. Dar totuși, de ce ai fugit de boboc? Nu e adevărat. Te sparg în bătaie, nu mi-e frică de el. Ce ai, mă, iar te-ai stricat? Te-ai bătut cu careva și te-a pălit la tărtăcuță? Nu, fraiere, nu ai cum să înțelegi. Zici tu? Ești prea inap? Ha, mă, zi. Bine, fraiere, dar dacă râzi, te sparg. Așa, te ascult. Promit că nu râd. Păi am avut o premoniție. Ce, mă? Boboc era șeful cartierului. Stai mă așa, ce ai zis? Ce te ai avut tu, mă? Da și ascultă mă. Era șeful cartierului? Nici nu pot, frate, nici nu pot să zic. Bă, zi mă odată ce naibii. Eu eram săgeata lui. Doamne ferește. Ce ai pățit, Ai halucinat? Ai băut toată noaptea? Ai zis că nu râzi în Păi bă, nebunule, cum să nu râd? Că e comic. Nu ai tu cum să înțelegi premonițiile mele? Mă prostule, Da, asta se întâmpla când dormeai. Da, de unde știi? Câte bere ai băut aseară? Nu știu. 3-4 sticle de 2 litri. Păi băgam și picioarele în tine de inapt ai visat urât prostule. Ce vorbești, mă? Să ți fie clar, fraiere. Ai avut coșmar. Du-te, mă, Remi, că era nasol. Era premoniție. Păi să înțeleg că ți e frică de el acum? Nici vorbă. Îl spar cu bătaia. Aha. Păi hai după el. Ce vorbești, mă? De ce să fac asta? Păi să testăm premoniția. Du-te, mă, de aici. Trebuie să treacă blestemul. Fraiere, nu mă enerva că ți-o comit. Am zis, hai. Nu, bine, prostule. Eu te-am avertizat. Adică, când te gândești că azi e marți 13, taci din gură că Naibii, deja mi era milă de sândel, mai ales că era sâmbătă. Auzi mă, hai dracu la baracă, luăm niște țigări, aș că am fumat ceva. Pe păi asta zic, te relaxezi puțin, că deja devii instabil? Bine frățioare, așa facem. Și evident că luăm prostul cu noi la baracă și fumează fraierul, de se mai relaxează o leacă. Gata, băiatul meu e mai bine? Da frățioare, sunt mult mai ok, ar merge și o bere cei drept. No, fără alcool, că tu o iei pe arătură complet, ești nebun la cap. Asta ne mai lipsea? Poate, dar ar merge. nu, 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 nu. Dar cum stăteam noi pe acolo? Eu îl văd pe boboc în Mă, cum vine spre noi? Ilie, prinde-l pe Sandel. Ce mă? Dar deja era prea târziu că pune Ilie mâna pe el. Ce faceți mă? Uite la o țigară pe aici. Sandule, trebuie să vorbesc ceva cu tine. Pleacă că te distrug. Ce mă? Am zis să pleci. Ilie, dul de aici pe nebun, te rog eu. Și vă dați seama că pleacă Ilie cu ăsta. Mai avea puțin și făcea spume la gură, naibi. Pe zi ce trece, mă șochează Sandu. Mm, da, mie îmi zici, da ce are? Eh, știi cum e? A atras la măsea prea mult. Aha, bănuiesc că stresul. Da, mare stres ce are băiatul. Baftă, boss. Și ne-a vă dați că m-am dus după el. Până la urmă, treia să-l internăm pe Sandu. Asta era clar. Și îl găsesc la scara lui Iliescu. Bă, nebunule, te potolești că te faci de râs. Dar ce am făcut, frate? Bă, tu nu știi cu cine ai de -a face. Ăla șacal, analizează tot. Și de ce m-ai oprit? Că voiam să-l sparg în bătaie. Taj, mă, nu spargei pe nimeni. Dacă nu era Ilie, erai fugit de mult. ți am zis deja. Nu ai tu cum să-mi înțelegi premonițiile mele. Ești nebun de legat, mă jur. Dar cum stătea să acolo? Apare și Iliescu în spatele lui. Ce faceți, mă, pe aici? Și direct se întoarce să îndel cu o dreaptă în plină figură. Bă nebunule, nu ești întreg. Ce am făcut? Ce am făcut? Nu e vina mea. Hai naibi să plecăm de aici până nu ne vede cineva. Dă-l naibi de fraier. I-am zis că sunt periculos. Să nu apară așa în spatele meu. Și nu plec nicăieri. Bă nebunule, ești instabil, frățioare. Să vezi ce te încing eu pe tine, fraiere. Ia uzbelea o naibi. Bă frate, ce ai avut cu mine? Ce am vorbit eu cu tine? Să nu mă mai superi. Frate, ești la fel de rău ca Boboc. Ce ai zis prostule? Mă compar cu inaptul ăla? Eu eram terminat când am auzit asta, vă dați seama. Dar îl văd pe Ilie cum trece pe lângă mine în forță și îl prinde pe sândel. Ăsta era turbat și am plecat nebi de acolo. Mă nebunule, te-ai calmat? Dăm drumul, Remi, că vă spar pe amândoi în bătaie. Frate, una e să vorbești tu cu mine, alta e să vorbești așa cu Ilie. Nu fi prost degeaba. Te rog eu. Acum putem să văd așa puțină tristețe în ochii la fraier. Îmi pare rău. Mă mint sau? Nu du-te dreac, îmi pare rău. Bine, boss, hai, fi cu mințel. Și na, îi dă drumul, Ilie, vă dați seama. Vă spun sincer, mă termina emoțional să îndel cu visele lui. Nu mai puteam, fraților. Ți-am zis, fraere, că nu are ce să-ți facă bobocție. Și ce fac dacă premoniția e reală? Eu, să lui Boboc. Doamne ferește! Mă omor frățioare, sincer. Cum poți să trăiesc așa? Zimă, care sunt șansele să se întâmple asta? Înainte, aș fi zis zero. Dar acum, nu știi niciodată. Hai să dăm o tură până în intersecție. Te mai plimbi așa o leacă. Nu sună rău. Dacă vrei, te ține Ilie de mână. Hai să tir că te încing. nicio o șansă nu ai, că fug la Boboc și mă apără el. Așa, Remi, continuă cu glumele astea de căcat. Și na, vă dați seama că am plecat spre intersecție. Părea mai bine prostul ca să zic așa. Vezi, mă, ești nebun la cap. Nu se întâmplă nimic. Dacă zici tu, auzi la el, premoniții. Hu! Este așa frățioare, că pe unul. Așa. Și nu-l știu. Poate merge omul pe stradă, ești nebun? Gata, mă, îl știu. Ia lupă popoc. Așa și. Ăsta încearcă să intre pe zona mea. Sândele, ești nebun, frățioare. Da, ce vorbești, frate, că zboară sândele al meu? Și direct, mare picior ce iar de luola. De mi-l pune la pământ direct. Mă tu nu ești întreg la cap. Ce vorbești, frate, că mă simt fantastic. Du te mă de retard. Nici vorbă, frățioare. Hai, împărculesc că mi-am revenit. Ce mă? Avei drept te frățioare. auzi și tu, premoniții. Mai pierdut frate. Nimic nu mă oprește pe mine. Da, da, sigur. Hai că avem multe de recuperat astăzi. Da, sigur că nu. Și na, după cum vă puteți imagina, nu aveam de ales. Merg cu prost în părculeț. Așa mă remi. Să continuăm lecția de viață. Ce viață, frate? Că deja mă simt epuizat. Ești nebun și abia e după amiază. Taci, nu mă întrerupe când vorbesc. Aolo, ți-ai revenit așa oleacă. Normal, eu singurel pot multe. Ia auzi. singurel zici. Normal. Să vezi ce fericit o să fie bec când se întoarce. Clar. De ce să fie fericit boss? Hai să-mi bag picioarele ce mai speria, frate. Dar ce are asta mă de iar fuge? Ce mă? Ce evident. Ce credeți? Vindecatul vieții fugea în pământul. Hai să-mi bag picioarele. Cât a băut, frate? Nu știu, boss. Mă disperă deja. Are rost să întreb de ce mi-a bătut tovarășul? A, habar nu am. Da, eu mă duc după el. Hai că vin și eu. Nu, stai cu mințel așa tu. Cine a vă dați seama? Du-te, frate, tare după sandel. Ăsta era norocul meu în viață. Acum știu că a trecut ceva timp de când nu v-am mai oferit o secvență în avans, deci urmează clipul din Baron Local 25. Bă, Remi, nu fi nebun, te rog eu, ce vorbești, mă, parcă erai cu tupeu. Bă, Remi, nu te juca cu soarta. Să mor? Ești mai rău ca Beck și Bogdan? Dă-l dracu pe ăla, aici e vorba de premoniție, fraiere. Da, lasă că te vindești tu, instant. Frățioare, trebuie să treacă câteva zile și gata. Da, sigur că nu. Lasă că în 15 minute ajungem la boboc. Mi-au făcut blesteme, boss, crede-mă pe cuvânt. Te cre, frățioare? Păi se poate. Și evident că ajungem un parculeț între timp. Oricum, nu uitați, de săptămâna viitoare schimbăm ora de postare de la 15.30 la 17.30. Și până una alta, nu uitați de Jinxie. Dacă îl vedeți în timpul episodului, să-mi scrieți în comentarii și haide să rupem butonul de abonare și like la canal. Ne apropiem de 75.000 pe zi ce trece. Până data viitoare, ne auzim când ne auzim.